Yes, mi-am refăcut alianța cu Great Moravia. Încă în sfârșit pot să stau și să amestec și, amestec și respir ușor, știi? Că tot timpul eram aici cu groaza că poate sar nebunii ăștia de Rotringhia pe mine. Au claim pe mine țiganii. Yeah, acceptăm și cultura bulgară. Chiar cum faci chestia aia să accepti o altă cultură? E bulan. Faci cor pe ele și după aia. E pe bază de bulan. Nu mi-am dat seama niciodată. Mai degrabă e pe bază de bulan. Dacă ai noroc să faci, dacă nu, nu. Că nu întotdeauna funcționează. Pe cine aș putea îi face vasal? Come on, Basarabia, fucking fall already. A doua oară. A, da, putem să schimbăm aici. Ce-mi place, primesc două eventuri care îmi scad fiecare câte 25 admin power și primesc unul care îmi dă 50, știi? Deci, gen, we have no idea what events to make. Let's make two events that go minus and one that goes plus. So he gets zero. Lol. What the fuck? Ce? Yes. Da. Yes. Guess what? Guess fuck what? You. Ce? Guess fucking what? Cu cine am eu union? Că cu cine am eu ești, union? Ești under. And cum under? Deci nu se poate așa ceva. Ioi. Da așa, what the fuck? Impersonal is lesser partner. Dă-te-n peace down, te n-aveam. LOL. Ăla, știi care e faza? Ce s-a bucurat la început. Dar știi care e faza? Nici el n-are lider, mă. Că și el pierde liderul. Lol. Ce căcat. Oh, no. Deci de-aia... Oh, băga mea, de ce am... De-aia am pierdut eu stability. Oh, băga mea, și picioarele în capul lor. Asta chiar mă nervează acum. Lol. Deci, de fiecare dată trebuie să... Fută ăștia careva match-ul. Eu oh, ce-i fac. Și am pierdut alianța cu Great Moravia, băgam i-aș măcar dacă făceam cu ei, mă, că cu Great Moravia n-am nimic, dar cu ăștia ăștia mă nervează. Nu m-am lăsat să schimb și eu căcatul ăsta de țară. Gotta do what you gotta do, man. Da, da. Nici măcar nu mă bag în războaile lor. Mă piși pe țara lor. Pentru un moment am crezut că what the fuck. Am și eu noroc. Și după aia am zis, oh, shit. It's me you're talking about. Lord. That was fucking great, no? Dar cu prima ocazie le declar război la fraieri. Fine, repair relations. Fuck relations! Hai fecior, stai așa. Dacă ia pământul, poate scap. Dacă ia ăsta, pretendentul ia Kessel, poate scap. Sepetition, fuck it. Revolte. Destroy the fucking country. Ruin it!
Hai, Basarabia, odată cazi. Păi, dar ce vrei să cadă? Să-și rupă piciorul, ambele mâini. Mă, nu puteți să-mi dați suport? Numai că nu cred că aveți bani să-mi dați suport la rebeli. Pretendenți. Am. Căcații ăștia vor să ia pământ de la ei, dar mă atacă pe mine, nu o să atace pe ei. Deci îți dau să par rebel cu cea mai mare plăcere, că doar a intrat în coaliție împotriva mea. Perfect. Oricum știi că intră numai de pășcălie, dar whatever. What the fuck, mă? Intră rebeli, la mie nu-mi spune că au intrat rebeli. Aveam legal. Și aflu după ce au terminat siege-ul. Aaa, băgam i-aș piciorul în Carling, mă, ce urăsc dinastia Carling, mă, dacă aș putea aș băga în groapă. Dinastia curului turbat. Why you so mad? Păi da, mă nervează, mă, își bagă tot timpul ei căcatul peste tot, nu pot să stea pe curul lor. The fuck, ți-am zis să faci un barc, nu două de astea. Fuck you. Uniunea lui Măta. Asta că fac eu armată ca lumea, știți cum o să sparg eu Lotharingia, o să o fac ferfelițe. Momentul să n-am armată deloc. Presupun că nu te super dacă o să iau zi Crimea și Caffa, nu? Insulele alea două. No. O să folosesc veche idee și o să mă acces pe trade. Iar de data asta am luat o zi religios prima. Hai odată Basarabia. Măcar câștigă inamicii. Să-și ia Bergu. Bă, ce la Crobatia când o să te bagi la război, că vreau să-ți dau pământurile alea. Bă, nu știu, oh fucking finally. Dacă ei le dau lor pământurile alea, le vând lor. Când ei le ieși pe alea. Îmi dau un vreo extension mult prea mare. Sue for fucking peace. Deci? Nu știu, deocamdată îmi trebuie o tonă de manpower. Varză. Și eu sunt o la fel de varză. Gândește-te că îmi trebuie 15.000 de oameni și mie îmi vin decât 500 pe lună. Transilvania. Deci mi-ar trebui vreo 3-4 ani. New Revolt, what a surprise. Noi, și acum după ce e gata corumba Basarabia, putem să facem România. Și că legitimacy change by 1.89 everywhere due to luck. Dă-te în pizda, mă-ti de luck. Bă, what? Nu ți-am zis că și eu aveam pe save-ul tău la legitimacy cu Franța, cu plus 1 legitimacy din cauza la luck. Nu știu ce e. Te aveați alea, mă, Lucky Nation Zone. Mi-a murit un advisor, săracu, ce rău-mi pare. Da, ăla era sarcasm. Îți fac mă revolte aia cât îți dau. Da, mă, da. Mă trebuie să... Și bagă coda în cu futuți gura mătii, lasă-mi... Aaaa, bine. Mi-au murit tăți pretendență. Să ai futuți gura mătii.
Tu ești la război cu East Francia. Nu, eu mă, căcați ăștia de pizda, mă, astea de Lotharingia. Jur, o să-i bombardez cu din astea, cu insulte. Periculosule. Tu se bagă în groapă, stai tu niștit. Prima insultă. So, we are waiting now. Lol, I'm so green. Fuck your greenness. Ești Great Moravia green ca tine. Și Tuscany. O să-mi dau un take-up curând. Așa, bagă-mă, ruinează-mă tot futu-s gura mătii de Lotharingia. Bă, eu nu înțeleg, care-i planul tău acum? A cui? Al tău. A meu? Ce ai de gând să faci? Să-i bag în pizda, mă, să-i până nu mai știu unde dracul ies. Știi ce-i funny? Și ce să fac? După ce ieșim de aici, intru în Crusader Kings și omor pe toți din dinastia asta, Carling. Jur, aia fac. Îmi bag acolo cash până nu mai pot și distrug toată dinastia asta până nu mai rămâne niciun copil de 3 secunde. Lol. Știi ce-i funny? Deci tu ești în personal union cu ei, deci under ăștia. Tu, la rândul tău, ai vasal pe Pomerania și pe Sorbs. Da. Și ăia sunt ultimii. Și aveam claim și pe tânul la Great Moravia, de exemplu, dacă îi murea, devineau a mei. Dar nu, că așa trebuie să-și bage cauda în situația mea și atunci i-am pierdut tot și am pierdut și tronul la Moravia și pizda mă simt. A nu, că și Lotharingia, tot restul vieții, deci o să strâng armată și toată viața numai atât fac. Îi atac, îi distrug, le iau toți banii, îi lăs în pace. Deci numai chestia nu o să fac. Da. Nu atâta, deci nu iau pământ. Nu mai vreau să-i distrug, să-i tot bat tot timpul, tot timpul să fie în revolte. Stai, ce-mi dă să facă Gheli? Mă, ce, știi ce-ar fi penal? Să iei tu toți banii și după aia să le dai suport Rebels. Păi da, aia o să și fac. Dar acum mă gândeam deja să le dau suport Rebels, numai care noroc că s-o ocupa cu vasalii. După ce fac eu România, ne oprim? Deja cred că am ori jumate filmată. Nu cred că a trecut o oră jumate. Ea o oră tot a trecut. Da, da, că după aia o jumătate de oră o să stați, mă, să mă ascultați pe mine, cum în jur pe Lotharingia, ce ziceți? Trebuie să mă gândesc la ceva pentru outro.